Consilierii locali vor analiza oportunitatea modificării taxei speciale de salubrizare pentru toți utilizatorii care nu au încheiat un contract cu operatorul pentru colectarea separată și transportul separat a deșeurilor municipale, direct sau prin asociațiile de proprietari sau a căror contract a fost reziliat ca urmare a neplății serviciului de salubrizare. Quantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici va fi de 37 de lei pe persoană pe lună, reprezentând un nivel cu 50% mai mare decât nivelul rezultat din însumarea tarifelor distincte stabile stabilite și aprobate de Autoritatea Administrației Publice Locale ale Municipiului Iași. Quantumul taxei specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici va fi de 350 de lei pe metru cub, reprezentând un nivel de 50% mai mare decât nivelul rezultat din însumarea tarifelor distincte, stabilite și aprobate de Autoritatea Administrației Publice Locale ale Municipiului Iași. Salubriz vrea să modifice și tarifele pentru activitățile de salubrizare desfășurate pe căile publice. De exemplu, tariful pentru măturat manual carosabilul va crește de la 32,44% de lei pe 1000 de metri pătrați la 33,97 de lei pe 1000 de metri pătrați. Pentru trotuare, tariful va crește cu aproape 2 lei la 1000 de metri pătrați. Tariful pentru curățat gheața manual crește de la 3,77 de lei metru pătrat la 3,96 de lei metru pătrat, iar tariful pentru un manual material antiderapant de la 37,38 de lei 1000 de metri pătrați la 39,29 de lei 1000 de metri pătrați.